prin satisfacerea nevoilor noastre temporare. Al nostru lama ne poate inspira să ne transformăm mintea. O altă bunătate a lamei este de a ne face fericiți și de a ne inspira să practicăm dharma prin daruri de mâncare, haine și alte lucruri materiale. Deoarece iubim lucrurile materiale mai mult decât dharma, lama ne poate îndrepta către dharma oferindu-ne bucurii materiale și în acest fel vom continua să urmăm îndrumările lamei și să practicăm dharma. Uneori ne putem genera gânduri negative față de lama pentru că am experimentat suferință când i-am îndeplinit cererile și el nu s-a obosit să ne mulțumească sau să ne laude pentru asta. În astfel de cazuri, putem să ne formăm o impresie greșită față de lama și să-l vedem fără inimă și prețuindu-se doar pe el însuși. Dacă lama are grijă de nevoile noastre temporare, el poate transforma situația. Lama ne poate face fericiți, ne poate determina să ne generăm devotamentul și ne poate împiedica să mai acumulăm karma negativă. De asemenea, atunci când nu ne mai pasă să practicăm dharma, satisfăcându-ne nevoile noastre temporare, lama ne poate inspira să ne transformăm mintea și să-i urmăm îndrumările. Când lama oferă cadouri materiale celor care și-au pierdut interesul pentru practica dharmei, le poate inspira practica. De exemplu, dacă ne-am săturat să ascultăm învățăturile, lama ne poate oferi o ceașcă de cafea și apoi să putem asculta mai mult. Ne putem raporta la bunătatea lamei într-un mod general și cuprinzător și apoi să medităm asupra cazurilor specifice de bunătate a fiecărui lama pe care îl avem. Trebuie să ne amintim de bunătatea lamei în inima noastră.